Și acum, aici o lăsăm un pic cu viteză, da? Pentru că uitați cum este! Bine, cum a fost, tati? Catastrofa! Mama, cum a fost? Foarte bine! Catastrofa, mama e supărată! Hei, salut! Toată lumea e somnoroasă în mașină, inclusiv Odine care... Vai, Odine! Dar tu încă dormi, tati! Ia, stați așa, stați că se trezește Odine în 3, 2, 1... Scoatem centurica, uite așa... Ia să vedem dacă colaborează cu noi. Ce zici? Se trezește mofturos? Suntem la cai. Stăm aici când se trezește Odine? Da, trebuie să stăm când se trezește. Hai că mai are un pic și deschide ochișorii că... Tati, te spui salut la cameră? Salut! Așa, tati, bravo! Ți-a zis că nu se trezește mofturos. Salut! Băi, ce șpic, băi, am ajuns la toplița. Uite, zâmbește. Am ajuns la toplița, tati, știi? Am ajuns. Mergem să ne dăm cu săniuța? Da. Hai, hai la săniuță. Hai să păpăm. O altfel de săniuță, nu săniuță, săniuță pe zăpadă. Este săniuța de uscat. Da. Care pe se numește și... cum? De... Cum se numește? Scrieți în comentarii cum se numește. Vă dau un indiciu. Începe cu B. Vă spun eu. Începe cu B, se termină cu B, iar litera de la mijloc este O. Cel mai bun indiciu. Hai, trezirea. Să mergem la Bob. Abia aștept să ne dăm cu Bobul. Cred că este cel mai lung Bob din România. Cred, nu știu sigur. Nu știu dacă... Dar nici măcar nu te-ai interesat de ce dai informații. Nu, am zis cred, pentru că aici este destul de lungă pârtia. Încă nu știm dacă se duce până în vale, Bobul. Da, trebuie să vedem. Hai să vedem. Trebuie să vedem. Vorba. După ce ne dăm o tură, vă spunem dacă este lungă tare sau nu. Aici avem condiții de utilizare. Bobul de vară. Accesul se face pe baza de cartelă. Pe care am dat-o la încărcat exact ca la schi. Pe aceleași cartele. Da. Și uite acolo ne așteaptă ștrengarea aia doi. Pregătită? Pregătiți? Dar deodată a început să plouă. Dar să știi că nu ține mult. Nu ține mult pentru că s-au risipit. Asta e așa un pic doar să ne sperie. Vrei, tate, să te dai? Da. A? Vrei, da? Hai, îmbarcarea. Vă pun parbriz sau nu? Da, vor parbriz. Ia uite ce faină. Câtă lungime are? 2 km? Oh, 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 oh. Drum bun, fetele. Pa. Și am plecat. Odine, maneta se ține în față, da? Da. Ia să vedem. Am plecat la drum cu mare viteză. Popul din față. O lăsăm mai ușor. De ce? Hai, mami, accelerează, mami, cu viteză! Las-o să curgă! Mami și cu Erica sunt două fricoase, oficial. L-au lăsat să meargă atât de încet încât i-au încurcat și pe cei din față. Nu pot să cred așa ceva. Tati, cum a fost, tati? Ți-a plăcut? Da. A fost super, da? Da. Cu viteză înainte. Iar acum suntem
pe urcare. Și abia aici este sfârșitul traseului oficial. Gata. Hai să ne dăm jos. Mara, dă-ți centura. Erica, cum a fost? Gata, bine. A fost bine? Godine, cum a fost, tati? Catastrofa. Mama, cum a fost? Catastrofa, m-am mai supărat de foc. Deci, m-am mai supărat pentru că cel din fața mea, adică din spatele ei, s-a supărat extraordinar de tare că mama nu a mers cu viteză și a zis că a fost catastrofa. De asta zic eu din așa. Hai să ne mai dăm o tură, let's go. Hai, treci. Așa. La fel și am trecut fără parbriz de data asta. Mergem la ăla din față, tati, da? Hai că prima dată urc eu, nu mama. Am plecat, tati! Te-ți bine! Că mergem cu viteză de data asta și nu avem... Oh my gosh, nu mai avem parbriz! Am intrat din nou în pădure! Curbă, frână, curbă! Intrăm prin tunel și viteză! Un, hop, al doilea! Mama mia! Erica, cum este tata? Și un val, al doilea! Curbă la stânga! Curbă la dreapta cu viteză! Efectiv, mi s-a făcut rău! Mamă, ce tare! Și urmează o nouă! Gata. Am ajuns la finalul, ne-a trebuit. Ce puțin. Prea tare. Da, interesant. Erica, cum e? Cum este? Ne mai dăm? Trebuie să ne mai dăm o dată, deci trebuie să veniți aici, trebuie să încercați, e maxim. Hai, acum ne dăm, deci, mai uite, încet. vine mama cu Odine. Uite, încolo. Ei sunt tocmai acolo. Da. Uitați că vin și ei acum, acolo. Ne apropiem de finish, unde va trebui să ne dăm jos. Vine mama. Mami, mi-am dat o super mega. Noi n-am pus deloc frână. Deloc n-am pus. Ce mi se pare interesant la instalația asta este că dacă te apropii prea mult de cel din față, parcă e distronicul de la Mercedes. Exact. Îți pune frână și nu te lasă să te apropii de sania din față. Deci și chestia asta e mi se pare cam de 10 metri. Cam așa. E un mijloc de protecție față de cel din față, să-l protejezi, să nu te izbești în el și așa mai departe. Hai. Deci pe asta urcăm noi, Odine, da? Da. Bine, hai. Hai să urcăm acum. Da. Ia uitați cum se pune bobul pe șină. Deci e prea tare. Hai. Haide, Erica! Hei! Ce faci? Intrat în mine, Paul. Am plecat! Pa, pa! Pa, pa! Hai să nu ne dăm cu mare viteză! De ce? Hai să ținem mai mult! Ok, hai cu mare viteză! Ok, nu cu parte, ca să... Stai că ne frânează tata! O lăsăm așa mai ușor, ca să vină și mama de spate. Hai, tata! Să mergem cu viteză? Hai că mă înfrânează! Acum mama îmi spune, mai cu viteză că mă înfrânează! Și să mergem, tati, cu toată viteza înainte! Deci este o senzație comercială! Intrăm în pădure! Wow! Mai scurriță, doamne! Ce pare! Atenție! Curba la stânga mare și urmea să intre din el! Bine, cu mare viteză!
Trenulețul din Bulgaria, de când am fost la mare cu Mara Ștefania. Vă amintiți? Ce-a plăcut, tati, de data asta? Ai mers cel mai tare acum, nu? O să mai vreau. O să mai vrei o tură, nu? Da. A mers cel mai tare acum. Și gata! Mă face fără! Mama, cum e? Mi-a făcut un permanent. Ți-ai făcut permanent? Ia, ia să te văd, ia! Ia uite la mama acolo. Hai! Cum a fost, tati, tura asta? Foarte bine! Bă, mai vrei? Da! Am mers cu cea mai mare viteză sau nu? Ba da! Am mers, tati! Puneți acolo un mare like pentru Odine, pentru că a fost... Multe like-uri! Pentru că Odine a fost foarte curajos și nu s-a panicat deloc! Din contră, chiar îi place să meargă cu viteză! Da! Hei, ce faceți? Da? Ați înghețat? Un picuț, cum a fost? Și gata, ne dăm jos. Nu poți, nu, până nu treci de senzorul ăla, nu poți da centura jos. Da, este foarte, da, e foarte protejat tot sistemul ăsta. Hai, hai că a fost bine și de data asta. Unde te grăbești, Erica? Nu mai poți? Uitați un pic cât de frumos se vede Valea Topliței. Vă dau un pic cu zoom. Soare. Ia uitați, uitați un pic cât de drăguț este acolo. E foarte interesant. Da. Și data viitoare venim la piscină. Da, că au și piscină acolo, într-adevăr. Și data viitoare venim la schi. Noi mergem la mașină, că mami a rămas singură la mașină. Sus! 1, 2, 3 și hopa! Repede la Odine! Unde e Odine? Unde e Odine? Unde e Odine? L-am găsit pe Odine! Fugi de mine, nu? Hai în mașină, tati, gata, hai! Mamă, cum te-ai băgat tu pe aici prin iarba asta mare! Hai, urcă în mașină! Ți-o dau după ce urci, hai, sus! Hai, 1, 2, 3... Și așa. Și gata. Acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Noi ne-am distrat la nebunie cu Sania de aici. Trebuie să veniți și voi să o încercați neapărat, pentru că e bestială. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa! Hai să lăsăm un pic cu viteză, da? Pentru că uitați cum este! Frânat, frânat și-am frânat.